Cifre care ne pun pe gânduri vin de la INSP, mai puțin cu 10.000 de bolnavi de cancer au fost diagnosticați în anul pandemiei față de anul 2019. Sistemul va fi copleșit nu numai numeric, ci cu cazuri disperate în ultima fază, unde șansele pacienților scad și costurile vor crește vertiginos pentru tratament, avertizează medicii. Și vorbim despre acest subiect cu domnul Gabriel Ricu, medic primar radioterapie. Vă spun bună ziua și mulțumesc mult pentru intervenție. Eu mulțumesc pentru invitație. Cum se vor reflecta, domnule Ricu, aceste cifre în minus, cei drept, în viitor? Ce ascunde aceste cifre? Este un lucru pe care noi l-am anticipat încă anul trecut, de la începutul pandemiei. De jurnalele de realitate internațional, comparând accesul pacienților oncologici la screening și terapie, arată o scădere semnificativă a accesului acestora către tratament în 2020. În țări cu sisteme medicale mult mai bine puse la punct decât în țara noastră, screening-ul populațional cu afecțiuni oncologice a scăzut între 75% și 85% pentru afecțiuni cum ar fi cancerul de prostată, cancerul de sân, cancerul de colon și undeva pe la 55% pentru cancerul pulmonar. De asemenea, numărul testelor de monitorizare post-tratament a scăzut undeva cu 75%. Numărul intervențiilor cu viză radicală, mastectomii, prostatectomii, colectomii, a scăzut cu peste 25%. Ne așteptăm ca aceste scăderi să fie chiar mai importante pentru țara noastră și să vedem în lunile ce urmează pacienți care vin tot mai avansate, ce vor avea nevoie de terapii tot mai și mai costisitoare. De ce nu au venit, domnule Ricu? De ce nu au venit pacienții la spital? În multe situații probabil că au încercat să ajungă în spital, însă multe spitale s-au transformat fie în spitale COVID, altele în spitale suport COVID. Colegii medici-oncologi care activau în aceste centre au fost detașați. Accesul pacienților la consultații devine tot mai dificil. Probabil că consultațiile online vor fi o soluție care ar putea să ajute și o selectare a cazurilor care vor avea nevoie urgent de tratament va fi necesar. Ce s-ar putea întâmpla până anul viitor, până la începutul anului viitor? Putem observa un număr și mai scăzut de pacienți cu cancer? Eu cred că cifrele vor îmbunătăți. Mă aștept ca deja de acum populația să fie înțeles că este o situație cu care vom avea probabil mult timp de a face și că așteptarea finalizării pandemiei nu mai este o soluție. Da, mulți dintre pacienții pe care îi vedem acum la consultații inițiale ne spun că au așteptat să treacă nebunia aceasta cu pandemia și după aceea să se prezinte la medic. Însă văzând că acest lucru devine improbabil, încep să vină către spital. Nu mă aștept viitor sau nu mă aștept ca anul 2021 să ne dea niște cifre mai grave decât anul 2020. Nu cred că scăderea numărului pacienților diagnosticați cu cancer va continua și în 2021. Au fost deja pacienții de 2020 vor fi cu stadii mai avansate comparativ cu cei din 2019. Cunoașteți pacienți care au ajuns deja, din păcate, prea târziu la spital? E greu de spus prea târziu. Sunt mulți pacienți care ar fi putut ajunge mai devreme și ar fi beneficiat de șanse mai mari de vindecare. Dar sunt paciente cu tumori de sferă ginecologică, sunt pacienți cu cancere de rect, care îi vedem în local avansate. Senzația este că în urmă cu 2 ani diagnosticul este mai practic acum vin din cauza simptomelor importante pe care le manifestă boala și nu pentru că au fost diagnosticate în urma unor investigații de rutină pe care în
2020 și începutul anului 2021 le amână.